cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește. Bună dimineața, oameni buni! Bine v-am regăsit la cafeaua de dimineață aici la Mesagerul de Neam și pe Știri din Neamț, în direct, așa cum se întâmplă în 99% dintre cazuri. Am vorbit zilele trecute, de mi s-a acrit gura despre administrație și politică. Cât de bine merg lucrurile în administrație și politică, știți cu toții, avem numai performeri, dacă ne raportăm la sumele care se învârt în zona respectivă. Se face politică și administrație de performanță. Apa serv este pe chituci, lucrările sunt supraevaluate, pe unde putem sunt prost făcute, sus la vârf se ceartă precum chiorii în teritoriu, nu se împacă precum piața e pupat, piața Independenței, în teritoriu se stuche între ei precum mățele ieșite sau intrate în călduri. Deci, este performanță. Astăzi însă vă propun să discutăm despre un alt fel de performanță, performanță sportivă, care din păcate ne-a cam ocolit în ultimii ani în Neamț. După ce am avut sală de sport, n-am mai avut echipe. După ce am avut stadion, n-am mai avut echipe. Acum, printr-un efort, să spunem, 100% privat, avem o echipă în Liga a doua a fotbalului românesc și se pregătește să intre în focul luptei. Pentru asta are nevoie de susținerea celor din jur, autorităților, dar și a oamenilor, a suporterilor. Și ne aflăm cu foarte puțin timp înainte de începerea campionatului, după un stagiu de pregătire. De aceea am zis că este bine să discutăm și despre politica fotbalului în județul Neamț, nu fotbalul politic, cum era pe vremuri, politica fotbalului, împreună cu președintele clubului de fotbal CSM Ceahlăul Piatra Neamț, domnul Cătălin Anton. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație, sunt onorat. Bună dimineața și celor care ne urmăresc. Și noi suntem onorați pentru că veniți la Piatra Neamț după, să-i spunem așa, un stagiu lung, îndelungat la Botoșani. De aproape 7 ani. La Botoșani. O echipă care, în ciuda, cum să spun eu, prorocilor, care spuneau la început... Sau abocitoarelor, da, că nu va rezista, a rezistat cu multă decență, aș putea spune, și cu performanțe la nivelul respectiv. Așa este, printr-un efort de echipă. Acum, pe mine m-a încurcat un pic. Noi am stabilit emisiunea 2 zile înainte. Am văzut un anunț pe care l-am primit pe WhatsApp de la club că mâine la ora 11 avem o conferință de presă, care vă invităm și pe dumneavoastră, evident, în care vom prezenta noile achiziții în cadrul lotului de la CSM Ceahlăul și sponsorii care deja ni s-au alăturat pentru susținerea echipii în campionatul care tocmai va începe. Asta îmi dă mie emisiunea peste cap, pentru că nu este corect față de colegii din presă și cei care vor fi acolo să vă cer nume astăzi și de jucători noi, deși ar fi trebuit să o fac. Sigur. Nu e nicio problemă, găsim alte subiecte care se pare interesante sau să fie cu adevărat păi interesante. Păi nu, avem alte subiecte. În primul rând, fără să-mi dați nume de jucători, spuneți-mi cum s-a mișcat echipa în pregătire. Noi am dat știri cu toate meciurile care au fost, cât am avut informații. Recunosc că m-am mirat foarte tare când am văzut că jucați cu CFR Cluj la începutul stagiului de pregătire și am zis cu oamenii ăștia ori au o problemă, ori i-au plătit CFR Cluj ca să joace. Nu a fost așa, a fost rodul întâmplării. Stagiul de pregătire a avut loc la Săcele, undeva în preajma Brașovului,
într-o locație desăvârșită, deci cu condiții excepționale pentru antrenament, pentru refacere și pentru odihnă. Da, și primul meci pe care l-am avut cu CFR Cluj, evident, ei erau în ultima zi de pregătire, noi în prima zi de pregătire, am fost înfrânți cu 3-1. Mai da? Mult decât decent. Mai mult decât decent. Mai mult decât decent. Da. Nu, să știți că în pofida aparențelor sau ce avem un lot bine închegat. Asta vă spun ca o concluzie la sfârșitul cantonamentului de 2 săptămâni pe care l-am desfășurat la Săcele. Am mai avut câteva meciuri amicale, am avut un meci cu Zărneștiul în care am câștigat cu 4-1, am mai avut un meci cu Chiajna, un meci interesant, chiar un meci de mare angajament fizic care ei s-a terminat la egalitate la 1-1. Sunt da? Competitori, nu? Da. Sunt competitori pentru locurile din play-off, ceea ce ne dorim și noi. Deci la finalul acestui sezon regular să ne plasăm în play-off, iar apoi mai discutăm. Păi deci, nu, că aici e bine să facem o precizare. În Liga a doua, acum, sunt câte echipe? 20. 20 de echipe. Din 20 de echipe, doar șase. Da. Merg în play-off, dar mai sunt 6, nu știu dacă între timp și-au mai rezolvat problemele, care nu pot accede în Liga 1. Așa este. Deci, la o prima analiză superficială, de altfel, sunt 8 echipe care nu au drept de promovare. Deci, dacă ai ajuns în play-off, deja poți să spui că acolo sigur vei găsi 2-3 echipe fără drept de promovare. Da. Poți să spui că ai șanse reale, inclusiv dacă ești pe ultimul loc în play-off, să mergi mai departe. Este, asta este miza cea mare. Să ajungi în play-off. Și dacă ajungi în play-off, atunci poți să... Și sunt chiar șanse reale să ajungem în play-off. Și avem și meciuri interesante. Nu știu dacă ați văzut desfășurătorul. Am văzut, și publicat. Da. Probabil și telespectatorii noștri cunosc acest desfășurător. Avem meciuri interesante acasă. Chiar cu nou retrogradatele. Mioveniu, Chindia. Deci sunt primele etape. Primele etape. Cel mai interesant probabil va fi în etapa a patra cu Chindia și dacă nu mă înșel este etapa a noua cu FC Argeșul. Da. Primul meci îl vom disputa în deplasare cu Corvinu Hunedoara, iar acasă, pe data probabil de 12 august, va fi meciul cu Reșița. Va fi un derby al echipelor de tradiții, cu o istorie în fotbal. Exact, exact. Și Corvinu, să nu uităm că era categoric, o echipă de mare forță. S-ar părea, fac un anunț, meciul cu Corvinu s-ar părea că va fi televizat de Digi. Deci cel puțin Corvinu, pe site-ul lor, au anunțat prezența Digisport la asta meciuri. Este bine că asta înseamnă vizibilitate din prima etapă. Sigur, vizibilitate. Din prima etapă și intri în discuții, intri în momentul când intri în comentarii, poți să-ți faci cunoscute și posibilitățile, strategiile, etc. Bun, să ne întoarcem. Ați jucat și cu Brașovul. Da, în ultima parte a cantonamentului am jucat cu Brașovul și am avut un meci foarte bun, foarte bun chiar. Și s-a terminat practic era la acasă la ei. 1-1. Practic era acasă. Înaintea meciului cu Brașov am mai avut un meci cu Târgoviște la care s-a terminat cu 0-3 și un meci cu Alexandria care s-a terminat tot la egalitate. Dar una peste alta, deci acest stadiu de pregătire și-a atins obiectivele. Asta vreau să vă întreb pe noi care stăm și ne uităm și urmărim cât de cât fenomenul. Ne interesează echipa, dacă funcționează ca echipă. Funcționează și... Pentru că au venit jucători noi, clar. Da. Deci, cumva a fost ca într-o gară. Au venit și jucători în probă, unii au rămas, unii au plecat. Domnul profesor Cristi Pustai a luat deciziile necesare pentru stabilizarea lotului. De asta, cumva, ultimul meci cu Brașovul a conturat primul 11. După cum știți, în Liga a doua suntem obligați să utilizăm deci doi copii under la 2003 și 2005, iar domnul profesor a ales să joace în poziția de fundaș stânga și winger dreapta, deci cu acești copii. Da. Sunt copii care promit. Deci și avem chiar și un nucleu al acestor copii care ar putea să se dezvolte aici la Piatra Neamț. O să ajungem să discutăm despre lucrul acesta, pentru că sunt mai mult. Acum, vine bate la ușă primul meci, da? Primul meci de acasă. Mă interesează și interesează pe toată lumea. Câteva lucruri.
Care este stadiul pregătirilor la stadion pentru asta? Pentru începutul, se va termina lucrarea aceea cu pista? Vă va încurca? Da, după cum bine știți, primăria speță a decis să înlocuiască pista de tartan. Lucrările sunt extraordinar de complexe. Există o echipă de muncitori, o echipă contractantului care lucrează, dar progresele deocamdată sunt minime. Nu cred că până la primul meci acasă vor finaliza această lucrare, dar vom căuta soluții în așa fel încât să degajăm zona din jurul suprafeței de joc în așa fel încât să dăm bine și la TV, în eventualitatea în care vom reuși totuși să filmăm acest eveniment și să creăm o senzație de curățenie și o suprafață de joc și de spectacol. Deci nu cred că suprafața de joc va fi o problemă. Nu. După câte am văzut, aveți unul dintre cele mai... Adică avem la ora actuală unul din cele mai bune gazoane din Moldova. Ce să mai... Nu, cred că din Liga a doua, cred că doar Târgu Jiu stă mai bine ca... Da, la etapele care s-au desfășurat deja în Liga 1, deja am sesizat zone uscate pe gazonul echipelor. Deci cu pista asta... Cum stau lucrările la, sau dacă ați fost informat, cum stau lucrările pentru zona de recuperare și pentru zona de cazare? Aici lucrurile, toate obiectivele au fost atinse în proporție de 100%. Asta este o veste bună. Da, deci echipa în cursul acestei săptămâni se va muta în vechile vestiare clasice pe care le știați de sub tribuna a doua. Deci acolo și zona de refacere este pusă la punct, bazinul pentru recuperare, sălile de masaj. Și dacă veți avea plăcerea să veniți în vizită la noi, veți vedea și vestiarele de la oaspeți, sunt impresionante. E ok. Și acolo vom muta și biroul staffului, administrativ. Da, asta este o veste bună. Da, sincer, nu m-am așteptat să termine până acum, dar când este. Trebuie să dăm cezarului ce ar cezarului. Bun, deci din punctul ăsta de vedere ne-am lămurit. Spuneți-mi un pic, ați scos la vânzare abonamente. Da. Cum stăm? Adică dau din casă, cum ar dați din casă, vă rog. Într-o primă săptămână am vândut undeva la 137 de abonamente, doar specific, foarte clar. Câteva explicații pe care încerc eu să le găsesc ar fi următoarele. Lumea a plecat în concediu. Poate nu am făcut sau n-am adus la cunoștință pe toate canalele media, cu toate că am făcut încercări deosebite și eforturi deosebite în acest sens. Poate că lumea încă nu a încasat salariul de sfârșit de lună. Câte și mai câte, ar putea exista câteva explicații, dar în afara acestor explicații, cred că mai important ar fi apelul nostru pentru solidaritate alături de echipă. Absolut toți fanii acestui sport, toți susținătorii, persoane fizice sau persoane juridice ai fotbalului nemțean, toți oamenii care au făcut parte din fenomen, toți oamenii care au făcut parte din tradiția acestui sport, ar trebui să vină alături de echipă. Locul unui susținător al unei echipe de fotbal nu este în fața televizorului. Deci publicul este al 12-lea jucător. Știți foarte bine că cât de important este, de exemplu, un meci pe Stadionul Rapid sau pe Dinamo. La meciul de calificare, cum ar veni, da? Deci la baraj, a venit lume pe stadion și probabil că ar fi venit și mai multă lume pe stadion, dar știți, era o problemă cu tribuna, nu era toată... Extinderea. Partea de la tribuna a doua, da. Deci a fost lume pe stadion, a venit lume, a plătit bilete. 10-12.000 de spectatori. Deci au plătit biletele care erau. Deci oamenii au venit, oamenii vin. Problema este că, știți cum e... Asta cu abonamentul nu este o chestie care a fost încurajată, nu este o tradiție. Exact. Se vindeau abonamente la societăți comerciale cu forța la un moment dat. Bine, dar asta vorbiți de perioada probabil undeva 2005-2016. Acolo. Deci nu există tradiția asta, ea trebuie încurajată cumva. Mai este o problemă, am văzut, noi primim tot felul de mesaje. Dom'le, nu deschid și pe online, să luăm pe online, eu sunt din America, vreau să susțin echipa. Am deschis. Ați deschis, precizez foarte clar. Deci avem deja cumpărături făcute pe online, desigur. Și modalitatea de a cumpăra abonamente pe online este extrem de facilă. Facem o știre în care o să arătăm exact cum se poate cumpăra pe online. Ca să dăm pe site
lumea se poate, nu toată lumea stă. Deci am primit din America oameni care sunt plecați acolo și mă bucur că ai intrat acolo, eu vreau să susțin, nu știu cum altfel, o să cumpăr niște abonamente, au spus abonamente în așteptare, știți? Cum e cu cafeaua în așteptare. Da, corect. Da. Deci cu cafeaua. Avem deja persoane din Anglia care au achiziționat abonamente online. Și aceste abonamente vom, veți vedea, vom face un eveniment în care vom da gratuit, cu titlul gratuit, câteva abonamente la elevii de 10. Da, cei care au intrat în clasa cei care își doresc să facă lucrul acesta. Evident, da. Da. Da, e adevărat. Ar trebui să... Trebuie cumva... Poate și magazinul echipei, știți? Magazinul echipei, vă promit, cumva, undeva, orizontul de timp la care îl voi finaliza debutul acestui magazin, deci va fi undeva la 3-4 săptămâni. Ok. Da. Și vom avea tot felul de suveniruri, de la căniții de cafea, aici fulare, tricouri, brichete, etc. Contribuim și noi, da. Sigur. Da. Și noi facem o emisiune din magazin când îl deschidem. Da, interesant. Noi putem face emisiune de oriunde. Adică ne deplasăm foarte ușor și putem face o emisiune de oriunde. Direct. O logistică bine pusă la punct. Da, deci fără probleme. De asta spun. Eu spun că pentru abonamente trebuie un pic găsite niște metode neconvenționale de comunicare cu publicul. Vă spun sincer că deci, deocamdată nu am dezarmat. Eu am speranțe și am foarte mare încredere în publicul pietrean că vor veni și vor achiziționa abonamente. Da. Deci este extraordinar de important, este un fenomen, deci nu e un fenomen nou la Piatra Neamță, dar este o reînnoire, o pasăre Fenix care renaște din propria cenușă și performanță nu putem face fără public. Sincer, mă așteptam undeva la începutul sezonului să existe în jur de 800-1000 de abonamente. Așa m-am așteptat. Eu zic că vom atinge această cifră. Așa, da, probabil cel mai mare număr de abonamente vor fi vândute în săptămâna dinaintea meciului de acasă. Da. Așa este. Așa este. Da, probabil că lumea, adică aș vrea să mai precizez un lucru. Poate lumea se așteaptă că la Liga a doua pentru susținerea financiară a unui meci organizat acasă să fie prețuri la bilete de doar 10 lei. Nu mai pot exista asemenea prețuri. Costurile de organizare a unui meci acasă se ridică undeva între 40 și 50 de mii de ron. Deci, lejer. Măcar costurile alea, dacă poate fi acoperite. Da. Bineînțeles, esența performanței în sport presupune totuși un oarecare excedent bugetar. Ca să-i spunem, suntem asociații, nu putem vorbi de profit. Un excedent bugetar care va fi reinvestit tot în cadrul echipei. Dar măcar să ne scoatem cheltuielile. Dacă nu ne scoatem cheltuielile de la meci la meci, ne va fi din ce în ce mai greu. Da, dumneavoastră sunteți președintele clubului și cunoașteți în amănunt toate lucrurile din club. Da, și latura de buget, sigur. Da, gândiți-vă, eu stau și mă gândesc așa, a fost o perioadă extrem de grea pentru finanțatori. Desigur, pentru că toată povara a fost pe umerii dumneavoastră. Nu vorbim doar de stagiul de pregătire, vorbim de faptul că trebuie să te duci ca să-ți obții licențierea, parcă așa se cheamă, licența. Da, deci am avut un proces extrem de dificil pentru evaluare, se numește, la Liga a doua, licențiere la Liga a întâi. În final e același lucru, aceeași mărie cu altă pălărie. Da, deci trebuie să dovedești că ești solvabil din toate punctele, toate punctele de vedere. Trebuie să depui contracte. Trebuie absolut să faci toate documentele din club, cazier fiscal pe zero, sigur că și da. Inclusiv partea cu obligațiile celelalte, adică obligațiile cu centru pentru juniori. Trebuie să ai totul pus toate la punct. Toate salariile plătite la zi la jucători, exact. Evident. Deci în primă fază ne-a fost refuzată evaluarea. Am făcut apel și am mai suplimentat cu documentele necesare care în primă fază le-am neglijat. Și am obținut cu brio această... Știți că există o situație foarte neplăcută la Brașov, de exemplu. Da, ei da, nu da, au da, luat da, această da, evaluare, da, această licențiere. Da, și sunt în pericol. Dar de fapt nu mai joacă, nu? Da, deocamdată. Nu știu dacă au primit decizia de la STAS. Nu, apel nu se mai poate face. La TAS. La TAS, doar atât, la TAS. Și dacă primesc negativ, nu știu dacă au primit sau nu, atunci probabil că va intra Spartak. Deci este foarte important. Foarte dificil procesul ăsta. Și va fi din ce în ce mai dificil și dacă ne dorim promovarea și ne dorim promovarea în Liga 1, o spun asta, procesul ăsta va fi și mai complicat pentru că cerințele la Liga 1 sunt mult mai mari. Singurul lucru bun aici este că există baza. Avem o infrastructură. Deci există baza, există infrastructura. Ceea ce multe cluburi nu au.
dar îți trebuie, cum să spun, un buget echilibrat, obligatoriu. Și personal calificat. Și personal calificat. Deci ne trebuie antrenori cu licență. Ne trebuie centru de copii și juniori, punem un accent formidabil, înțelegeți că la un moment dat să avem un centru de copii și juniori competitiv care să fie resursa de bază a echipei mari. Cum a fost? Da, cum a fost pe vremuri, sigur. Numai să da. Ne aducem aminte. Da. Frații Axinia, da, plecat Marc, de o groază de... Toți erau de aici. Da, da. Erau de aici. Da, de Maru, etc. Deocamdată există o structură organizată ok Enache. La da la U19 și U17 trebuie să dezvoltăm niște grupe de juniori U15, U13 și asta o vom face cu ajutorul liceului cu program sportiv și cu participarea extrem de prietenoasă și camaraderească a domnului director Răzvan Lupu. Deci sperăm din toată inima să ducem la bun sfârșit acest început de proiect. Dar ceea ce ne propunem noi este ca pentru eventualitatea, adică să, pentru certitudinea viitoare de promovare în Liga 1, centrul și de copii și juniori să se transforme într-o academie reală de pregătire a copiilor. Bun, ori asta presupune investiții. Să nu vă mai spun că este tot un proces de evaluare acolo a academiilor și trebuie obținut un punctaj oarecare minim. Deci dacă punctajul respectiv este între 60 și 75 de puncte, deci care nu este un punctaj de promovare, este un punctaj penalizator acolo. Trebuie plătită 100.000 de ron, dacă nu mă înșel, la Federația Română de Fotbal. Dacă ai sub 60 de puncte, ți se refuză participarea în Liga 1. Adică sunt niște lucruri foarte importante pe care trebuie să le dezvoltăm în cursul acestui sezon. Da. Și asta nu se poate face decât, evident, cu bani, cu susținere financiară. Nu putem face numai cu entuziasm. Bun, materie primă bănuiesc că există este. La nivelul ăsta copiilor. Da. Nu mai e ca pe vremuri, că nu, mai avem educația sportivă dinainte. Da? Piatra Neamțul, orașele în general din Moldova, fac parte dintr-o zonă săracă. Deci nu trebuie să privim asta doar ca un impediment, poate fi și o oportunitate fabuloasă, pentru că generația asta tânără, neavând alte oportunități de dezvoltare, poate profesională, sau poate nu mai sunt atât de interesați, poate se îndreaptă spre sport. Sau să spunem că sunt interesați de faptul că, domne, aici pot să mă realizez mai repede, pot să câștig niște bani mai repede da. Și dacă sunt și cu capul pe umeri, pot să mă dezvolt și spre altceva. Am foarte multe exemple, să știți, din rândul copiilor care au practicat și sportul și pe urmă au făcut și o facultate. Că s-a numit IEFSU, că s-a numit relații internaționale, că s-a numit psihologie, dar sunt copii inteligenți în zona asta. Absolut. Nu neglijăm lucrul ăsta. Deci faptul că există un oarecare interes pentru dezvoltarea personală, cred că e vina sistemului mai mult decât vina individuală a fiecăruia. Vă dau un pont. Dacă tot faceți grupe pentru copii, la Târgu Neamț este un băiat, a terminat clasa 8-a cu 10 și este un număr 10 de excepție. De excepție. Da. Deci număr 10 pe teren, l-am urmărit în câteva meciuri, să zic că mai am și un pic de experiență în domeniul ăsta, l-am urmărit în câteva meciuri, deci dacă e clasa 8, ai născut în... 14 ani în urmă, 1999, se încadrează pe la dumneavoastră, pe acolo, pe undeva. Deci cu personalitate... Deci un 10 cu personalitate și de 10 la școală. Avem nevoie de copii din aceștia cu personalitate pentru că în intenția noastră este să ne înscriem și cu o echipă Ceahlăul 2 la Liga 4. De ce este important acolo? Pentru că putem da jocuri și copiilor și celor, de la noi care nu prind lotul celor 20, de exemplu, care se participă. Bun. La și ajungem acum la punctul acela cel mai important. Cum se vede sezonul din punctul de vedere al bugetului? Sezonul... pentru că noi am urmărit un pic, au fost niște eforturi pentru premierea celor care au contribuit la promovare din partea autorității locale, adică municipiul Piatra Neamț. Au fost frumos pe scenă, s-au dat niște bani. Dar pe finanțări nerambursabile s-a dat o sumă... Deocamdată suntem în discuții. Da. La primăria a mai dat 100.000 de ron. Suntem în discuții cu Consiliul Județean. Nu știu dacă să fiu optimist sau pesimist, dar noi încercăm să obținem și colaborarea acestora.
Bun, acum, într-o discuție cu domnul Anton Măzăreanu, aici, pe locul pe care s-a adunat, el spunea așa, domnule, măcar un 40% ar trebui să vină din zona publică. Da, e adevărat, știu declarația dumnealui. Într-adevăr, noi ne-am gândit că bugetul de cheltuieli pentru desfășurarea acestui sezon va fi undeva la 2.200.000 de euro. Într-o variantă optimistă, după cum am discutat cu domnul Măzăreanu, și-ar dori să susțină doar 50%, iar 50% să vină din partea comunității locale. Pentru că, în ultimă instanță, și performanța și sportul de masă trebuie să intereseze autoritățile locale. Este vorba de imagine important. Până la urmă. Este vorba... Este imaginea județului, odată, este vorba despre sănătatea populației. Cu cât angrenezi mai mulți copii, cu cât dai modele, cu cât dai exemple în sport, cu atât... Creezi evenimente. Creezi evenimente la două săptămâni. Intră bani în județ cu fiecare echipă care vine aici, participă cu... Și acum vreau să sperați, știți, era o vorbă. Vom face tot ce ne stă în putință. Trăim și sperăm, da. Deci în italiană se spunea. Deci, este un club privat. Este un club de drept privat. Asta trebuie înțeles foarte bine. Deci, o asociație. Spune. Este asociație, nu e o firmă. Nu este SRL. Cum era înainte, FC Ceahlău. Nu. Este o asociație non-profit. În care, deci, după cum am mai precizat anterior, vorbim de excedent financiar reinvestibil. Nu putem vorbi despre profit. Banii rămân doar în interiorul acestui bani de acolo. Nimeni nu poate să scoată bani. Chiar în eventualitatea în care va, pe viitor... Vinzi un jucător. Exact. Banii respectiv rămân pentru dezvoltarea activității fotbalistice în cadrul clubului. Adică nu și ia nimeni înapoi. Nu poți să iei înapoi. Nu există. Deci nu suntem SA. Nu suntem societate pe acțiuni. Asta trebuie înțeles. Banii care se bagă de către finanțator în asociație... Rămân în asociație. Rămân. Nu împrumută clubul. Nu. Cum este cazul... Becali, Cluj, etc. Finanțatorul împrumută clubul și pe urmă își recuperează banii. Și acolo, să știți că deci, sunt sume care nu pot fi recuperate. Cazul Clujului chiar grav. Da. De asta zic. Și atunci, din discuțiile cu cei de la Consiliul Județean, la primărie am înțeles care e situația. Ei au făcut eforturile celelalte care se puteau face pe la stadion. Am înțeles că pregătesc și ceva pentru lunile următoare, încă o suplimentare de fonduri. Dar la Consiliul Județean, care au fost? Am fost și am participat la o comisie de lucru cu persoanele cele mai importante responsabile de compartimentul contabil și compartimentul... Contabilitatea, eu sunt sigur că v-am spus de la început, nu sunt bani. Da. Deci contabilitatea spune nu sunt bani. Asta da, știu. Da. Și am încercat să aducem în discuții posibilitatea găsirii unei soluții. Le-am trimis câteva exemple de bună practică și aștept să le analizeze și să decidă. Dumneavoastră nu vă puteți permite, dar eu îmi pot permite. Analiza ar trebui făcută rapid. Pentru că pe 5, nu? Sau când e primul meci? Pe 5 este. Pe 5 august. Da. E primul meci de plasarea la Corvinu Hunedoara. Și după aceea, pe 12, nu? Sau cât a spus? 12, da. Orientativ, da. Este meciul de acasă. Da. Primul meci de acasă. Probabil. În mod normal, măcar la nivel de idee coerentă, ar trebui să existe ceva venit dinspre Consiliul Județean la vremea categoric, aceea. Pentru că momentan, pentru demararea acestui sezon, domnul Măzăreanu a pus la dispoziție toate fondurile necesare. Dar evident că este un efort susținut. În fiecare lună sunt același tip de cheltuieli. Haideți să împărțim 2.200.000 la 12, nu-s 12 pe lună, că de fapt... Exact, dar uite, ajunge aproape la 200.000 de euro pe lună. Ajunge la 200.000 de euro. 150.000 de euro pe lună. Bun. Sunt bani extrem de importanți pentru oricine. Bun, acum am văzut că mâine va fi anunțat și un nou sponsor. Da, nu dăm numele. Nu, categoric. Așa. Deci vrem să mulțumim pe această cale celor care vin alături de noi. Și în continuare avem nevoie de consumatori de reclamă și publicitate sau de sponsori. În limita, evident, a posibilităților dumnealor. Dar orice ban, oricât de mic sau oricât de mare ar fi, este foarte important pentru desfășurarea coerentă a activității clubului. Nu vă cer nume, spuneți-mi un pic cam la ce nivel este sponsorul care vine. Noi am agreat în cadrul unei ședinții de marketing anumite sume. Asta înțeles, da, pentru
publicitate mă interesează, pe fața adică tricoului. Vine pe fața tricou, pe spate, da, da. Nu, pe mânecă. Deocamdată avem sponsor care va veni sub număr, pe spatele tricoului. Avem sponsor care va veni pe burtă, da. Deci aici. Și avem sponsor care va veni pe mânică și pe short. Deci da. S-a adunat cât de cât ceva. Undeva, număr. Deci sume în jurul a 50.000 de euro. 50.000 de euro pe an sau da, lunar? Da, da, pe an. Pe an, da. Nu, 50.000 de euro pe an, pe lunar ar fi extraordinar. Asta mă gândeam. La 50.000 de euro lunar trebuie să vă gândiți la firmele de pariuri. Da, gen Betano, Superbet, FBet, GetBet, etc. Ele, aceste firme sunt care pot da sume mai importante. Undeva la Liga 1, pe fața tricoului, chiar pe piept aici, o sumă medie este undeva la 200.000 de euro, dar poate ajunge în cazul, de exemplu, echipelor mari, cum e Craiova sau Clujul. Sau am văzut Faro are și ea 1.000.000 de euro. Da, pe... poate și la Faro, Steaua, da. Ajung 1.000.000, 1.300.000 de euro, dar sunt proiecte pe termen lung undeva care o continuitate trebuie asigurată, trebuie să le dai ceva și acestor oameni care investesc atât de mult. Da. Da, deci, mă rog, 50.000 de euro pe an, dintr-un buget de 2 milioane. Deocamdată, da. Nu, știți cum e, pic cu pic se face stropul. Asta e. Da. Nu, am speranțe că în final, întreaga comunitate de afaceri va realiza că este extrem de important de a da ceva înapoi oamenilor care au ajutat la construirea business-urilor de aici, din local. Deci pentru că fiecare locuitor al Pietrei Neamț și al județului a mers la lucru, a ajutat oamenii, fiecare locuitor a ajutat oamenii de afaceri să realizeze deci, performanțele în afaceri pe care le-au realizat. Și este o modalitate frumoasă de a da ceva, payback, cum se spune, de a da ceva înapoi comunității. Și banii ăștia nu sunt cheltuiți cu irresponsabilitate. Banii ăștia sunt investiți în sănătatea copiilor noștri. Deci orice bani investit în sport, nu numai în fotbal, zic sau ceva, deci reduce cheltuielile din spital. Reduce cheltuielile din, cine știe, toate azilele de bătrâni și așa mai departe. Pune bazele unei societăți mai sănătoase, a unei comunități mai sănătoase. Și asta ne dorim. Insistați foarte mult pe termenul ăsta de comunitate. Sincer, cred în conceptul acesta. Cred. Suntem cu toți una. Cu toții suntem una. Deci în orice proiect în care ne angajăm, trebuie să fim solidari unii cu alții. De ce să ne dăm la picioare, cum se spune? La de ce să ne împiedic? La joare. Da. Important este să ne ajutăm. Deci de asta e și filozofia mea. Am venit aici, pe planeta asta, la școala asta a vieții, ca să ne ajutăm unii pe alții. Să învățăm de la unii de la alții. Bun. N-am venit să facem rău. Acum, dumneavoastră ați venit de la Botoșani, din Liga 1. Cum vi se pare Liga a doua? Nu mi-am format o părere, vă spun sincer. Trebuie să urmăresc succesiunea câtorva meciuri și să interacționez cu cluburile din Liga a doua. Dar vă spun, adică prin intermediul cluburilor care au retrogradat, va fi un mediu extraordinar de competitiv. Pentru că și la alte cluburi din Liga a doua se vor consuma sume foarte importante de bani. Buzău, Argeșu, Târgoviște... Buzău, deci, nu cei cu care am jucat. Nu. Că asta era un fel de echipa a doua a Buzăului. Da, CSEA Steaua. Sunt echipe care au bugete consistente. Și să nu... Mai fac o precizare, să nu uităm. Deci echipele care au promovat, gen Politehnica Iași, deci, adică au buget de 2 milioane jumate de euro, cred, încolo. Deci e greu să... Nu știu Galațiu spune... cum a stat. Nu știu Galațiu cum a stat. Nu am o informație coerentă, dar... Iarăși pentru din niște discuții de pe surse și la Chiajna fondul de salarii este undeva în jur de 1 milion de euro. Plus alte cheltuieli pentru întreținerea, pentru desfășurarea activității în cadrul Academiei, cheltuielile operaționale. Adică când te gândești la promovare, te gândești la 2,5 milioane de euro. Deci un buget pentru promovare. Și după aceea te gândești că ai promovat și trebuie un buget de minim 6 milioane de euro. Și eu fac o prorocire, dacă îmi permiteți. În maxim 3 ani de zile, în Liga 1, vor rămâne doar echipe care vor avea bugete de minim 8-10 milioane de euro și stadioane pline cu spectatori. Ăsta este trendul. Deci, fotbalul este în afară de competiția propriu-zis, fotbalul este un spectacol în sine.
spectacolul și justifică existența numai dacă are spectatori. Și spectatorii vin dacă au ce vedea și dacă pe teren actorii sunt cunoscuți și, cum să spun eu, scoși în evidență, promovați. Pentru că trebuie, oricât ne-am ascunde noi, că știți, jocul de echipă facem. Okay. Nu, trebuie, avem niște proiecte în cadrul secției de marketing în care vom dezvolta brandul personal, brandul individual al fiecărui jucător. Da, pentru că altfel nu se poate. Da. Nu se poate. Trebuie, omul vine la stadion să vadă, pentru că el câteodată zice, vreau să-l văd pe închizătorul ăla. Că uite, mi-a plăcut. E venit din altă parte și, da, uite ce mișto joacă. Da. Uite cum e. Nu. Fotbalul este făcut într-adevăr odată din ansamblu, jocul de echipă, dar în același timp calitățile individuale pot schimba cursul unui meci. Deci pot, deci fac diferența, cum se spune la noi. Eu m-am dus la un meci numai ca să-l văd pe Cristi Pustai cum se manifestă pe bancă. Este decent. Nu, da. Fiind Cristi este un tip educat cu totul altceva. Da, sunteți o echipă extrem de interesantă la Ceahlău. Pe de o parte, domnul Anton... consumator de poezie. Domnul Anton, consumator de trabucuri și de lucruri fine, da? Cristi cu poezie, cu muzică și fotbal și matematică, dumneavoastră, brigist și cu toate lucrurile inginerie, care... Psihologie, codex, management și finanțe. Nu știu domnul care e pe partea sportivă, care a venit de la Brașov. Da, și domnul Mariu Mitran. Da, Mitran. Dar are experiență mare în domeniul. Dar ca echipă așa, eu sunt foarte curios să văd odată o discuție. Cristi Pustai, dumneavoastră, Anton. Am avut în cantonament, dar am făcut schimb de titluri de cărți și de... Adică, pasaje din poezie. Rar o asemenea echipă de conducere la un club de fotbal. Da, amândoi suntem fani împătimiți ale lui Nichita Stănescu, al Adrian Păunescu, deci nu sunt, da, în fine, e o chestie interesantă, sunt seri plăcute de fiecare dată când le petrecem împreună. Bun. Acum ați spus să spunem targetul este încercarea de a intra în play-off, da? Desigur, da. Da. În play-off. Ceea ce înseamnă că vom avea un început care contează foarte mult. Da, primul pas, știți cum e, că și la tenis de câmp, să câștigi primul punct, ping în primul game și la noi este foarte important dacă am avea un rezultat. Cristi Pusta este recunoscut pentru faptul că nu prea vorbește mult, dar când spune ce spune, așa se este, întâmplă. Da. Exact cum a spus, că de azi nu mai pierd niciun meci, exact. Și nu l-a mai pierdut. Asta vreau să zic. Acum, cum e? Deocamdată suntem la etapa văzând și făcând. Deci, nu, cantonamentul ăsta ne-a creat o imagine. Nu suntem în totalitate mulțumiți. Încă mai căutăm un atacant deosebit. Să spunem că nu sunt închise încă Nu. Deci fereastra de transferuri, de transfer window, se închide undeva la 5 septembrie. Și pot apărea oportunități pe ultima categorii. Sută de metri, pentru că sunt jucători buni care... negociază foarte dur, nu-și găsesc loc așa și... Așteaptă oferte din ce în ce mai bune. Exact. Și cine tot refuză, la un moment dat s-ar putea să nu mai aibă ce refuza. Atunci vom găsi și noi, dar nu așteptăm sfârșitul ferestrei de transfer. Noi căutăm în continuare, pentru că până omogenizăm jocul echipei... Începe campionatul. Exact, da. Și în primele etape, deci. Trebuie să ajungem la o formulă de joc, la un model de joc, nu numai spectaculos, dar și eficient. Spuneți-mi, care este strategia conducerii clubului vis-a-vis de galerie? A existat o galerie senzațională la Piatra Neamț. Am văzut și acum că au început ceva. Aveți, nu știu, lideri cu care discutați? Am contactat liderii galeriei. Deci, dumnealor au deja introdus documentele la judecătorie pentru crearea unei asociații a tuturor suporterilor înflăcărați. Deci, după părerea mea și din discuțiile cu ei, e posibil ca într-un interval după vacanța asta a magistraților și într-un interval de 2-3 săptămâni să ajungă la un număr între 100 și 200 de oameni în galerie. Și oameni care pun suflet.
Și vă spun, adică este un nucleu foarte pătimaș. Bun, aici da? Era recunoscută galeria de la piatră. Da, da, da. Și vor să reînvie tradiția asta a galeriei. Evident, pe această cale le adresez și mulțumire pentru ceea ce vor face în viitor, dar și rugămintea de a nu contribui cumva la penalitățile pe care trebuie să le plătim către jandarmerii, federații. Asta este coșmarul președinților de club. Așa este, da, da. Cum zic ei, beculețele sunt frumoase, dar produc și daune. Încercăm să creăm o atmosferă frumoasă. Eu sunt un fan înflăcărat al Liverpoolului, al lui Dortmund. Deci acolo ați văzut stadioanele alea pline, în care indiferent de rezultat... Așa ne scoatem clopul în fața lor. Da, oameni care, indiferent de rezultat, chiar dacă echipele lor sunt conduse cu 3-0, tot cântă. Da, este fabulos. Avem și noi un imn la CSM Ceahlău și pe care îl vom programa. Sperăm că îl vom învăța cu toții cu inima. Eu aștept să văd pe stradă copii în tricouri cu Ceahlău, cum era odată. Da, sponsorul tehnic al nostru va fi pentru sezonul acesta Masita. Masita, așa avem niște tricouri foarte frumoase. Masita. Da, cred că a mai fost înainte la dumneavoastră. A mai fost, parcă din Brașov sau din zona. Nu, e Olanda. Nu, dar aveau sediu... Toate firmele de echipament au și reprezentanții în România. Parcă categoric, la da. Nu, e o firmă mare, Masita. E foarte bine. E un sponsor important din punctul ăsta de vedere. Deci asta spuneam. Da, și avem condiții favorizante. Adică cel puțin echipamentul pentru prima echipă este total gratuit. Este fabulos. Adică e o economie undeva de 15-20.000 de euro. Contează foarte mult. Da, contează foarte mult. Și dacă și la junior găsiți înțelegere și o sumă mai mult. Sunt niște prețuri normale, cum ar veni. Deci nu, trebuie să-și realizeze și ei business-ul lor, că e obiectul lor de activitate, evident. Da. Bun. Să nu uităm să precizăm. Într-adevăr, ați spus, ați adus aminte de conferința de mâine, dar să nu uităm de meciul de vineri seară. Vineri seară, la ora 20... Deci vom primul avea meci, ca primul, să spunem așa. Primul meci, chiar dacă este noua formulă. Da, noua formulă cu Bacăul. Dar înaintea meciului, cu un sfert de oră înaintea meciului, deci la ora 7:45, vă invităm ca să cunoașteți întreg lotul și întreg stafful tehnic. Va fi o prezentare pe stadion. Deci, oameni buni, o să facem și o știre separată cu asta. Oameni buni, deci vineri seara puteți face cunoștință la ora 19:45 exact, de minute cu echipa. Perfect. Și staful tehnic, ceea ce înseamnă să fiți la stadion la 19:30. Intrarea? Gratuită, evident. Deci intrarea gratuită, să fie lucrurile clare. Când vom demara sezonul și cheltuielile noastre vor crește exponențial, nu va mai fi gratuit. Dar atunci sperăm să o faceți cu plăcere, să plătiți un bilet, susțineți echipa. Deci cine vrea să vadă jucătorii, noutățile din lot, nu numai să vadă după conferința de presă cine sunt, să-i vadă și acolo și după aceea la lucru, vineri seara poate să ducă, probabil că va fi și răcoare, că se răcește. Da, se răcește puternic mâine sau anunțat 20 de grade. Vom vedea exact cum se mișcă băieții. Să nu plouă în averse, Doamne ferește, ce se întâmplă de norocirile astea, dar putem controla vremea. Fotbalul se joacă și pe ploaie, sigur. Că, și pe zăpadă și pe gheață. Bun. Cam am vorbit așa despre ce este vorba, așteptăm cu nerăbdare să vedem echipa, lotul, noutățile, să vedem cum se va înfiripa centrul pentru copii, academia. Da, deocamdată o numim centru de academie pretențioasă, dar la anul sperăm să putem accede și noi la o denumire mai bombă. Asta așa, știți, o academie serioasă la nivelul ăsta are un buget undeva între 500 și 800 de mii de euro. Da, așa este. Deci, așa este. Nu vorbim de CXR, dar... Mai fac o precizare. Suntem obligați să avem echipă feminină. Avem la U13. Aveți deja. Deja. Deci aseară am depus cererea pentru participarea în competiție a echipei de fete. Și aveți echipă? Și... Da. Avem. Nu vă întreb. Avem echipă, avem valoare, știți cum se spune. Adică nu, avem echipă și participăm, după aceea căutăm valoarea. Da, nu. Vedem. În țările din vest, fenomenul fotbal feminin a luat o amploare deosebită. Gândiți-vă cumva că fetele, în general, creează grupuri unite și au mulți susținători.
Prietenele mamelor. Prietenilor. Și e foarte important că la fotbalul feminin suporterii nu sunt neapărat de rezultat. Sunt suporteri de inimă, de emoție. Înțeleg, la noi, în România, la ora actuală, sunt multe cluburi care au suporteri de rezultat. Dacă clubul meu are numai victorii, atunci vin și eu la stadion. Dacă pierde, nu mai vin. Nu e un concept extrem de sănătos. Deci trebuie să fie alături, dacă suntem camarazi într-un fenomen, atunci trebuie să fie alături și la bine și la rău. Exact ca o familie. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Ne vedem la conferința de presă mâine. Vă rog chiar așteptăm noutățile, așteptăm și să vedem cine sunt sponsorii care au venit. Eu spun doar că în Piatra Neamț și în Județul Neamț există societăți comerciale cu potențial mare care ar putea să vină spre sport, mai ales dacă sunt și interesați de, știu eu, vizibilitate. Mulți nu sunt interesați de vizibilitate dintr-un motiv simplu. Ești prea vizibil, începi să devii o țintă, sigur. O țintă. Da, da. Și nu neapărat o țintă a controlelor. Nu. O țintă... A invidii omenești. Da, exact, în fine, exact. Da. Deci, mâine conferință de presă. Mulțumim domnului Cătălin Anton. Îi dorim și bine ați revenit cu serviciul la Neamț, da. Am dublă cetățenie din Botoșani și Piatra Neamț. Vineri meci, prima apariție publică a echipei în Piatra Neamț. Și noi să fim sănătoși până vineri. Vineri să ne vedem la stadion și să ne bucurăm de fotbal și de sport în general, pentru că e foarte important. Pentru asta ar trebui să existe o politică a sportului și la nivel județean. Așteptăm din partea celor de la Consiliul Județean ca măcar aici să nu dea chix în zona aceasta. Cele bune, numai bine, Valentin Bălănescu, Cafeaua de Dimineață, Mesagerul de Neamț, vă spunem să fiți iubiți, aveți grijă de dumneavoastră, că altcineva nu prea are. O zi frumoasă vă doresc.